Jaful secolului are un nou pion cheie. Hoții de tablou i-ar fi fost ajutați de un angajat al muzeului din Rotterdam. El le-ar fi dat pontul românilor și tot el le-ar fi deschis calea spre operele celebre în toată lumea. Cei trei suspecți mai au o ipoteză șoc. Tablourile furate de ei erau de fapt falsuri. O lume întreagă s-a minunat cum de-au reușit trei hoți mărunți din România să fure în numai două minute șapte tablouri, evaluate la 18 milioane de euro. Astăzi, la mai bine de un an de la jaful secolului, suspecții au aruncat bomba. Cineva deștept din anturajul de acolo din Olanda a deschis exact ușa care trebuia lui Dogaru pentru a intra în muzeu. Un angajat al muzeului Constal le-ar fi dat românilor pontul. Nu sunt singurul vinovat. Adevărații vinovați sunt liberi în Olanda. Tot olandezul le-ar fi arătat românilor pas cu pas cât de ușor pot să fure opere celebre în toată lumea. Muzeul nu avea un sistem de securitate pus la punct. Nici paznici și nici camere de supraveghere. Singurul lucru care i-a despărțit pe hoți de pradă a fost o ușă, pe care au deschis-o cu un simplu patent. Îmi pare rău pentru ce am făcut, regret. Nu am știut că tablourile au asemenea valoare, având în vedere sistemul de securitate slab al muzeului. Despre complicii din interior și despre lipsurile din sistemul de securitate nu prea se vorbește în Olanda. În plus, anchetatorii de acolo au lăsat liber doi pioni cheie, pe Natasha Timofei, iubita unuia dintre suspecți, și pe Adrian Procop, cel care a scos tablourile din muzeu. Investigation in Holland, right now there's not a lot happening. Intrigați și încurajați de reacția olandezilor, hoții români plusează acum. Avem îndoieli legate de originalitatea tablourilor, adică dacă expoziția a cuprins tablouri originale. Ei sugerează că pe pereții muzeului olandez erau atârnate falsuri ordinare, dar un expert din România, singurul care a văzut și a atins două dintre tablouri, îi contrazice. Picturile sunt din epocile la care ar fi trebuit să fie conform autorilor. Unde sunt tablourile? Unde sunt tablourile rămâne un mister. Prețul lor va fi plătit în an de închisoare de cei trei hoți români. Doi dintre ei au recunoscut și își vor afla săptămâna viitoare condamnările. Două luni.